În fața bisericii din Rugășești, comuna Cășeiu, a fost ridicată recent o troiță. Inițiatorii acestui proiect a fost primarul comunei Cășeiu, Silviu Boldor, și deputatul PSD, Cornel Itu. Scopul îl reprezintă scoaterea în evidență a aspectelor istorice a acestui sat din comuna clujană. Aceasta este cea de-a doua troiță ridicată din inițiativa deputatului după cea din satul Măgoașa, comuna Chiuiești, ridicată în onoarea haiducului Pintea Viteazu. Cornel Itu spune că va continua să ridice troițe în satele clujene, iar următoarea troiță va fi ridicată în comuna Cuzdrioara. Această troiță am ridicat-o în fața Bisericii Ortodoxe din satul Rugășești, comuna Cășei, împreună cu primarul Boldor Silviu, și am făcut-o dintr-un respect și o considerație deosebită față de comunitatea locală, față de tradițiile, istoria și realizările acestei comunități. Este a doua troiță pe care o ridicați în mai puțin de un an de zile. Da, următoarea troiță o să ridic la Biserica Greco-Catolică în comuna Cuzlioara și vor fi și alte troițe în Colegiul Dej, Colegiul 6 Dej, specificând că apreciez deosebit faptul că lemnul, piatra au fost tradiționale pentru poporul român și e un simbol al perenității noastre pe aceste meleaguri.